Bine te-am găsit! Sunt Ada Angheluță, medic-dentist, specialist parodontolog. Laserul ne ușurează foarte mult activitatea în tratamentul bolii parodontale pentru că tratează țintit cauza acestei afecțiuni și anume placa bacteriană, biofilmul microbian care există în toate zonele afectate de boală. În afară de efectul antimicrobian, are un anumit grad de selectivitate, adică acționează exact pe țesuturile afectate, care sunt inflamate, și protejează zonele vecine pe care le stimulează pentru a realiza vindecarea mai rapidă. Periimplantita este o afecțiune înrudită cu boala parodontală, care însă afectează implanturile. În contextul în care se realizează pe scară largă această procedură de inserare a implanturilor, acestea încep, desigur, să aibă și probleme. Până acum nu aveam acces la niciun mijloc de tratament care să poată să trateze complet și eficient periimplantita, însă laserul o poate face cu efecte extraordinare. Vă așteptăm în clinică ca să descoperim împreună cum vă poate îmbunătăți starea de sănătate acest aparat revoluționar.